Vine toamna și vine poluarea în București. Ce măsuri ați luat până acum ca să nu fim ca anul trecut când am avut depășiri de 200-300% pentru PM10 și PM2,5? Păi începem cu ce a poluat mai mult Bucureștiul, focurile care ard în jurul Bucureștiului. Azi dimineața de la 6 au pornit echipele în teren, seara la fel, la prânz la fel vom avea echipe în teren, cu aproape cu titlul de permanență. Și au fost câteva focuri pe care le-au stins, au fost și în zilele precedente câteva focuri. Și chiar dacă intri, dacă vii spre autostradă și te uiți spre București, ceea ce am văzut și eu azi dimineață, deasupra București e un fel de pâclă. Și cumva poate din cauza faptului că nu există mișcare vis-a-vis de curenții de aer, nu se diluează această poluare normală pentru un oraș, ea se acumulează. Dar mai sunt și alți factori. Vorbim de trafic, care influențează în general când încep școlile, începe traficul, vine lumea din vacanță și se generează o poluare sistemică. Avem o poluare dată de șantiere și aici lucrăm foarte mult în a reduce poluarea asta. Faptul că străzile nu sunt spălate și se acumulează praf, noaptea sunt multe basculante care lucrează pentru șantiere și cară molos, pământ, deșeuri din construcții, se acumulează praful ăsta și nimeni nu-l curăță sau foarte rar îl văd curățat și nu e suficient doar să ai o ferie, ci trebuie să-l și speli. Să sper străzile Cu pe ele. lancea, cu Da. jet. Da. Mai este o poluare dată de încălzire. S-a răcit vremea, sunt zeci de mii, poate sute de mii de centrale de apartament și pornesc toate cam în aceleași intervale, dimineața și seara. Și asta generează o poluare destul de mare, care iarăși nu este risipită de curenții de aer. Mai avem o poluare dată de sobele din București. Nimănui nu-i place să vorbească despre faptul că mulți oameni chiar în centrul Bucureștiului au sobe și nu pun lemne pentru că lemnele au ajuns să fie aproape 700 de lei metru cub, dublu față de anii precedenți. Asta înseamnă că folosești și alte lucruri, mobilă, bucăți de mobilă, bucăți de pal, de PVC, uleiuri, orice poate arde, plastic, am găsit foarte mult peturi de plastic care sunt arse, bucăți de plastic și poluarea unei astfel de sobe care funcționează pe bucăți de mobilă și plastic face cât alte 100 sau 200 de centrale de apartament și mirosul este foarte puternic, se resimte într-un partal de blocuri foarte bine și e un fel de poluare. Mai avem o poluare dată de periurbană, dată de activitatea industrială, în mod special de depozitele de deșeuri. Este o poluare olfactivă puternică cu hidrogen sulfurat. Lucrăm și aici să verificăm instalațiile astea, cum funcționează, ce se poate face, dacă sunt arse gazele la 800 de grade sau sunt la 300, cum am descoperit în câteva locuri. Nu este o poluare pe care o importăm și nu avem ce să facem prea mult aici, sau garda de mediu este limitată, este poluarea dată de praful de pe ogoarele din jurul Bucureștiului, din zona despădurită Sahara Olteniei, unde avem 100.000 de hectare de nisip. Vânturile încep să bată foarte puternic și ridică nisipul și praful de pe aceea. Praful băraganului. Da. Și l-aduc peste București. Noi nu avem niciun fel de centură verde a Bucureștiului care să oprească cumva sau să dirigeze curenții de aer și să oprească în frunze praful ăsta, îl suportăm ca atare. Dumneavoastră ați făcut un inventar foarte, foarte precis al surselor de poluare. Vreau să discutăm un pic despre fiecare, în ceea ce privește incendiile, pentru că până la urmă, toamna trecută, despre asta s-a discutat cel mai mult, despre focurile de lângă București. Ce se întâmplă mai exact acolo și câte amenzi ați dat de când sunteți comisar în Curtea de Mediu? Nu am dat foarte multe amenzi, în schimb am reușit să le opresc. Asta a fost scopul, să opresc aceste incendieri. Am confiscat ceea ce rezultă din incendii, din cuprul acela, din cablurile arse, fierul vechi. O mașină cu 5 tone de cupru înseamnă 30.000 de euro pe piață. Foarte mulți bani și așa au ajuns cumva cei care arc deșeuri și cabluri pentru cupru să se oprească, să nu mai facă lucrul ăsta, cel puțin în jurul București. I-am găsit că îl fac în altă parte, în zona Sărulești, de exemplu, în alte județe. Cam cu cât s-a redus fenomenul? Și cum Păi i-ați convins, în afară de confiscat mașini? Adică, nu știu, totuși, dacă faci am un stat pe lucru... capul lor cu jandarmeria cât am putut de mult.
până la urmă au cedat ei și au spus gata, ne oprim și așa s-a întâmplat. În contextul în care noi nu avem o legislație care să ne sprijine, de-abia acum căutăm sau încercăm să avem soluții în a transforma arderile astea de resturi de automobile dezmembrate de cabluri să devină infracțiune. Până acum e o contravenție. Este contravenție. Chiar dacă produce pagube enorme vis-a-vis de calitatea vieții în București, spre exemplu, de calitatea aerului, este considerată în legislație o contravenție. Nimeni în ultimii 20 de ani n-a vrut să transforme acest lucru într-o infracțiune. Pentru că, pur și simplu, aceste arde ilegale transformă București într-un iad din punct de vedere al calității aerului. I-am convins să se oprească. Acum au început cumva... în ultimele zile să ardă, în ultima săptămână de fapt. Avem acțiuni permanente începând de astăzi pe teren și avem și rezultate. Rezultate sunt comparative cu anii precedenți. Dacă în anii precedenți valoarea la care urca calitatea lui, valoarea de poluare era de 10 ori peste valoarea medie maximă admisă, în primăvara aceasta a scăzut la de 2 ori. Era chiar până la 12 ori depășită valoarea maximă admisă, acum s-a depășit doar de 2 ori în primăvară și s-a simțit în calitatea aerului. Cam cât la sută din poluarea din București este cauzată de acest segment de ardere de deșeuri? București are o poluare constantă dată de factorii care am enumerat anterior, dar periodic avem furtuni de nisip din partea Olteniei și dacă luăm și avem niște vârfuri, niște spike-uri, niște vârfuri în care poluarea urcă foarte mult. Urcă din acest punct de vedere din cauza arderilor ilegale. Momentul... Cam cât la sută? 10-20%? Dacă ne uităm pe vârfurile astea când poluarea explodează în București, aproape jumătate probabil este dată de arderile ilegale. Pentru că în momentul în care am mers pe teren, în martie, anul acesta, în februarie chiar, aveam 20 de focuri permanente. Când înregistram valorile foarte mari ale poluării aerului în București, PM2.5 și PM10, chiar și PM1, aveam 20 de focuri pe care le puteai număra din zona Sintești și nu numai. Astea erau cu titlul de permanență. Aveai 10-20 de focuri care ardeau permanent. Acum au dispărut focurile astea. Ard 2, 3, 4 din când în când, răzgleți. Și de asta avem o calitate față de anii trecuți de cel puțin 5 ori mai bună. Calitatea aerului. Dar poate pare stupidă întrebarea... Dar cum a fost posibil ca atâția ani totuși, că această problemă este cel puțin de 4-5 ani de când avem aceste instrumente de rețeaua independentă de măsurare a calității aerului. Cum a fost posibil ca totuși nimeni să nu facă nimic și să stăm în această situație? A fost posibil. Ani de zile. A fost posibil. Nici poliția n-a intervenit, nici garda de mediu, nici o altă instituție a statului. Singurii care au intervenit, de fapt, au fost pompierii. S-au dus și uneori la apelul 1-2, s-au dus și au stins aceste focuri mai mari. Dar niciodată nu a fost o politică împotriva acestor incendieri ilegale de deșeuri la marginea Bucureștiului. Și nu vorbim de deșeuri domestice, ce avem noi prin curte sau vorbim de cabluri, de ce înseamnă interiorul unei mașini, vorbim de camioane întregi de deșeuri care au fost arse, camioane, că vorbim de exemplu în zona Bolintin de arderi de cauciucuri, de anvelope, camioane întregi descărcate și arse, descărcate și incinerate. În contextul în care aerul vine din vest și traversează București pe culoarul Dâmboviței și eram băxit încă de la intrarea în București de aceste arderi legale. Care este valoarea acestei economii underground? Și cine beneficiază de pe urmă? Că până la urmă poate avem un indiciu despre vinovați. Dacă ne referim mai la cablu, sunt câteva zeci de milioane de euro în joc anual, probabil. Dacă ne referim la tot ce înseamnă arderi de deșeuri, sunt câteva sute de milioane de euro în joc. Arderi și depozitări ilegale în jurul Bucureștiului. Avem depozitări mari de deșeuri din construcții în zona periurbană a Bucureștiului, Chiajna, în Glina, în alte zone, pe zeci de hectare.
Am descoperit de curând un depozit de aproape 1 milion de metri cubi ilegal în Popești Leorden, la granița cu sectorul 3, care până acum nu a fost semnalat niciodată. E cel care a distrus caseta de evacuare a apelor menajere din București și astfel am avut 3 sectoare inundate cu materiale Cum adică? fecaloide. Pur și simplu 1 milion de metri. Au pus pe Da, casete și s-a spart da, caseta. da. Au pus pe casetă, avea voie să fie un strat de pământ probabil de 1,5 m, 2 metri. Eu am venit cu 25 de metri de pământ, 1 milion de metri cubi în total, un deal pe care l-au pus peste această casetă și nimeni n-a spus nimic. Nici primăria, nici poliția, nici garda de mediu, nici Consiliul Județean, tacit, toți au acceptat această stare de Și care fapt. au fost Infracțional. rezultatele anchetei? Că bănesc că este o anchetă în curs, dacă... Este o anchetă în curs, este o plângere penală și lăsăm instituțiile statului să-și facă treaba. Noi am mers acolo, am luat probe cu laboratoare acreditate, am folosit aceste probe ca să documentăm ancheta pe care am făcut-o și să înaintăm documentele către parchete și poliție. Că tot am ajuns la acest subiect, sunt mulți de gunoaie în jurul Bucureștiului, cum spuneam și Da. dumneavoastră aici pe cafe, dar sunt peste tot, spre periferie. Cum e posibil să se întâmple așa ceva? Să te duci și să arunci pe câmp o basculantă de gunoi, tot de ani de zile, că astea sunt depozite de ani de zile și Da. fără să facă nimeni nimic Au și... fost facilități făcute ilegal de către primari și de către poliția locală. A fost o înțelegere între Tacită. tacită în care, uite, contravoturi, vă lăsăm să faceți asta. Da, sunt firme sau sunt cetățenii? Cine a aruncat acolo? Că asta e. Majoritar firme de construcție. Chiar firme, am găsit poliția locală în Chiajna care se ocupa de dădea de șase împreună cu viceprimarul pe astfel de deversări legale de deșeuri. Și ce măsură ați luat? Păi acolo am forțat un pic mâna primăriei și primarul la momentul respectiv a făcut o sesizare penală. În Chiajna, tocmai zilele astea, am făcut și o sesizare penală pe ce a rezultat din analizele de laborator, ca fiind deșeuri periculoase și iarăși, pe poveștile de sesizare Dar s-a penală, întâmplat ceva de când sunteți comisar cu sesizările astea penale sau le faceți așa ca să fie făcute? ele își urmează cursul, sunt, devin Adică a anchete. fost cineva sancționat sau dat amenzi? Nu se întâmplă lucrurile atât de ușor, nu sunt de câțiva ani, sunt doar de 6 luni comisar și Vreau. durează. Sunt alte instituții care se ocupă. Din păcate, instituțiile astea trebuiau să se ocupe de mult, nu de azi. S-au cărat foarte mult pe timpul nopții în perioada pandemiei, când exista restricționare de circulație și atunci camioanele stăteau la coadă ca să deverseze. Am văzut că un camion deversa ilegal la 90 de secunde în teren, stând lângă ele, până să ajung la garda de mediu. Din păcate, există o cârdășie între funcționarii statului din diferite instituții și oameni politici care sunt implicați direct în afacerile astea și structuri de crimă organizată. Dacă puteți să numiți niște oameni politici implicați. Nu pot să numesc că este treaba organelor și instituțiilor să dezvolte. Am văzut chiar zilele trecute oameni arestați pe alte afaceri, nu cu deșeuri, dar care au avut treabă cu deșeurile moarte Domnul direct. Prevenciuc. Da, mai sunt câțiva oameni care i-am văzut pe ecran zilele trecute. Din păcate, faptul că nu există o activitate intensă din partea instituțiilor care ar putea să limiteze această gamă de infracțiuni, facilitează cumva, sponsorizează chiar și emoțională infractorii. Uite, nu se întâmplă nimic. Asta e ce ar trebui schimbat totuși, că pare absurd. Discuția noastră, sincer, pare Da. Odată surrealistă. ce fac o sesizare sau garda de mediu sau altă instituție face o sesizare și o anchetă durează 7, 8, 10 ani, probele aproape că dispar, sunt acoperite de verdeață sau poliția nu se sesizează din oficiu, iarăși o problemă. În toate locurile în care am avut infracționalitate de mediu deosebită, cruntă pot să zic,
existau echipaje de poliție. Ai depozite unde s-au vărsat 50.000 de camioane și nu a existat o sesizare, autosesizare din partea instituțiilor statului. E grav, extraordinar de grav. Ne spune că de fapt avem un stat parazitat de funcționari care fac parte din structurile de crimă organizată. Da, este copleșitor. Este adevărat. Da. Revenind un pic la discuția cu poluarea aerului, din studiile făcute de primărie, cele veche, drept pentru că nu avem un studiu nou făcut, cei mai mari poluatori sunt sistemul de încălzire, nu cel centralizat, că aici intră și centralele și sobele și da, ce ați mai spus dumneavoastră, și traficul. Întrebarea este dacă ce măsuri ați luat pe partea aceasta, întrebarea dacă ați amendat cumva primăriile sau... Mi-o pun eu, este cine a făcut în primul rând studiile, pentru că în afară, în orice capitală civilizată sau oraș mai mare dintr-o țară civilizată din Europa, adică din restul țărilor din Europa, aceste studii se fac și de mediu academic și de mediu privat împreună într-un consorțiu și atunci mai mulți jucători pe piața aceasta în care se face, se întocmește un raport, astfel încât să existe neutralitate. Când studiile astea se fac dictate doar de anumite companii ca să iasă bine, avem o problemă. Dar nu este adevărul acesta? Adică nu este traficul și... Nu sunt traficul și... Păi uite, eu n-am văzut studiul ăsta și nu am văzut un studiu făcut față vis-a-vis de sobele care ard altceva decât gaz în București. Nu am văzut să existe studiul ăsta și ce alte orașe și-au făcut studiul. Nu am văzut să existe un studiu care să se bazeze sau să aibă în vedere depozitări ilegale din zona exterioară Bucureștiului, în zona periurbană. Nu am văzut un studiu în acest sens. Nu am văzut un studiu care să includă în compoziția sa arderile de miriș din jurul Bucureștiului, care sunt frecvente și care distrug calitatea lui din București. Nu am văzut așa ceva. Nu am văzut un studiu care să meargă pe șantiere și să vizeze exact sau în zonele unde avem mici, hai să nu le numesc fabrici de ciment, dar mici unități care produc ciment și betoane, acele stații de betoane în București și în care să se măsoare poluarea aerului. Sau nu am văzut un studiu care să ia în considerare și activitatea rematurilor, unde se lucrează cu flacără de obicei, unde miroase foarte tare, sau în zonele industriale din oraș și să măsoare. Deci este un mit că traficul și încălzirea sunt cei mai mari poluatori, sau dacă ar fi să faceți un top, care ar fi acesta? Probabil în momentul de față traficul este cel mai mare poluator, dar fiind faptul că nu există o fluidizare a traficului și stăm la stop foarte mult cu mașinile, cu motoarele turate. Deci traficul, spuneți că e cel mai mare poluator în acest moment și da, pe locul 2 și 3 cine s-ar afla? Pe locul 2 și 3 ar fi poluarea din arderile ilegale. Noi considerăm, de exemplu, arderile în sobă de... sau nu considerăm, nu luăm în calcul arderile din sobe pe timpul iernii, sobe care nu ard pe gaz, ard pe alți combustibili solizi sau lichizi. Nu luăm în calcul faptul că străzile nu sunt spălate și odată cu spălarea scădea substanțial poluarea din București. Deci, dacă vrei să faci un studiu complet, trebuie să iei fiecare factor, să măsori pe ore, să vezi care este ponderea respectivului factor, pentru că există, avem un cumul de, da, un cumul de, da, și să ai soluții pentru fiecare factor. Da, noi avem un cumul de factori care generează poluare. Nu poți să pui degetul doar pe trafic, pentru că s-ar putea ca ceilalți factori să fie de 3-4 ori mai puternici decât poluarea dată de... Amendați primăriile pentru primăria din București că nu a făcut asta? Noi amendăm toate primăriile, le-am amendat până acum, însă nu există un studiu. Nu amenda curăță aerul, cum nu s-a întâmplat ca nici amenda să curețe aerul de la arderile ilegale, ci doar să împingem instituțiile statului să facă niște lucruri. Primul lucru pe care trebuie să-l facă PMB-ul din punctul meu de vedere, Primăria Generală, este un studiu exhaustiv, complet, vis-a-vis de ceea ce înseamnă factor de poluare. Mai e o problemă. Ca să faci un astfel de studiu, ai nevoie de echipamente de măsurare. Eu nu am văzut laboratoare care să aibă astfel de echipamente de măsurare. De aici începem. Vorbim de dotări.
ca să faci orice sau să ai o politică în zona asta, oricare ar fi decidentul, nu contează partidul politic sau decidentul, primarul, ci mai întâi aparatele de măsurat, echipele care se fac măsurătorile, profesionalismul care se reflectă în studiul respectiv și de-abia acolo încep să pună în aplicare primările măsurile adecvate pentru a reduce poluarea în București. Dar rețeaua de măsurare a calității aerului de la Ministerul Mediului funcționează în acest an? Funcționează, dar este irelevantă ca într-un astfel de studiu. Sunt patru... Ai nevoie de laboratoare mobile care se plimbă în fiecare zonă prin București, că pui 6 stații, 8 stații sau mai pui încă 8 pe deasupra, este irelevant. Ai nevoie de laboratoare mobile care să aibă în vedere fiecare factor în parte, să se plimbe în fiecare zonă din București, să cerceteze care este sursa poluării și care este relevanța ei, care este ponderea acestei poluări de la sursa respectivă. Ultima întrebare. Noi suntem codași la colectarea selectivă. În București înțeleg că sub 10% din cantitatea de gunoi produs. Codaș e puțin spus. Suntem în afara lumei civilizate. Ați spus mai bine decât mine. Ce măsuri luați pe partea aceasta și ce ar trebui făcut ca să fie bine? Nu Garda de Mediu se ocupă de colectare selectivă. Noi verificăm trasabilitatea deșeurilor. Sunt alte instituții care ar trebui să se ocupe de aceasta. Primările, mai exact. Da, primările. Ele, de fapt, sunt factorul decizional cel mai important. Că dacă permiți să ai un serviciu de salubritate, vorbim de orice oraș din țară sau localitate, dacă permiți să ai un serviciu de salubritate care nu colectează pe fracții, înseamnă că ți-ai bătut joc de cetățenii respectivi, încarci cu facturi și pe viitor ți-ai bătut joc și de calitatea mediului și a generațiilor viitoare, de nivelul de trai, evident. Primăriile sunt cea mai slabă verigă în lanțul acesta al economiei circulare și al gestionării deșeurilor. Dar la fel, îi amendați? Le faceți ceva? Pentru că îi amendăm, dar... Înțeleg că sunt niște amenzi pentru cantitatea depusă la groapă, cantitatea de gunoi, se taxează cantitatea de gunoi. Da, nu taxează Garda de Mediu, nu Garda de Mediu, dar... Trebuie găsite soluții practice care să fie oferite primăriilor. Din păcate, ce am văzut în anii trecuți, ne trebuia cumva să atingem o cotă de 50% de recuperare a deșeurilor și introducerea lor în economie circulară sau valorificare. Suntem undeva la 10% și am așteptări foarte mari la nivelul politicilor guvernamentale, astfel încât să deschidă ochii primărilor, să vină cu soluții practice. Atâta timp cât doar implementezi directive europene, dar nu vii cu bani ca să ajuți primăriile, nu vii cu orice granturi, orice soluții practice, e foarte greu. În contextul în care primarii aceia nu se pricep la gestionarea deșeurilor, mulți dintre primarii, dacă vorbim pe șleau, de-abia pot să facă un rezumat a unei povestiri la nivelul acesta de alfabetizare sunt. Bine, și... eu mă refer principal la orașele mari, că, de exemplu, uite, să ne referim în mod concret și la orașele mari, dacă mergem și dăm niște teste funcționarilor, pentru că am avut ocazia să intru prin primării vis-a-vis de capacitatea lor de a face un proiect, s-ar putea să-l pice 90% sau să-l treacă 10%, așa cum este și partea asta de recuperare materialelor, da. E soluția incineratorul pentru București, incineratorul de deșeuri? Incineratoarele funcționează bine, acolo unde nimeni nu se gândește să fure cumva, pentru că cea mai mare parte a costurilor sunt costurile date de întreținere și de schimbarea filtrelor. Un incinerator, cum am văzut în alte țări, poate să fie fix în centrul orașului, atunci când filtrele sunt schimbate regulamentar și când banii se întorc în mentenanță și nu într-un buzunar privat, incineratorul funcționează foarte bine. Accidentele apar și poluările apar atunci când cineva încearcă să fure. Despre asta vorbim. Și ultima întrebare. Am zis că ultima, dar e chiar ultima. Asta sperăm să fie ultima. Vom respira un aer mai curat la toamnă în București și la iarnă? Sau? Da. Categoric, s-a întâmplat deja, respirăm un aer mai curat față de anii precedenți.
Nu că o spun eu, o spun aparatele de măsurat și din aparatele oficiale ale Ministerului și cele din rețelele alternative, însă contează foarte, foarte mult să respirăm un aer și mai curat față de cel de acum. Reper, nu este aerul de acum, care e mai bun, mult mai bun decât cel din anii precedenți. Eu vreau să cu toții vrem să avem un aer și mai bun. Pentru asta trebuie să avem străzi spălate, trebuie să avem considerarea unei arderi legale de deșeuri ca fiind infracțiune și nu contravenție. Trebuie să avem un inel verde al Bucureștiului și cumva niște primari mai aplicați vis-a-vis de sursele de poluare. Și toată lumea sau mulți oameni văd ceturile ca fiind sursă de poluare, de exemplu, dar ce este acolo este abur. Nu este poluare, chiar dacă vedem foarte mulți aburi ieșind din zona de încălzire. În schimb, foarte puțini oameni realizează că dacă stăm o oră în trafic cu mașina, poluăm foarte, foarte mult.